Botoșani este o licitație în desfășurare pentru amenajarea unei piste de biciclete cu trei ramuri, care va avea și un punct terminus aici la Corniș. Interesant la această licitație este că vom executa o subtraversare, astfel încât cetățenii care vor veni în parcul acesta de agrement pe care vi l-am prezentat sau pe partea dreaptă a drumului național vor putea ajunge la Corniș. Acum uitați-vă cum trec oamenii. Nu am primit aviz de la poliția rutieră pentru o trecere de pieton din cauza categoriei drumului și a vitezei care poate fi excesivă, deși noi am limitat-o la 50 de km pe oră, se pot produce accidente. Și atunci pentru pieton și biciclete am cerut în cadrul proiectului tehnic pentru amenajarea pistei de biciclete o subtraversare. Vor fi două sensuri pentru biciclete și trotuare stânga-dreapta pentru pietoni, astfel încât să putem ajunge la Cornișa și pietonal, dar și cu bicicletă.